Puieții proaspăt plantați înlocuiesc vechii arbori care au fost tăiați în anul 2008, fiind considerați de fosta administrație locală un pericol pentru trecători. Edilul Daniel Harpa, viceprimarul Traian Humulescu, împreună cu ceilalți consilieri locali, au hotărât să îndeplinească această dorință a fostului consilier Mișu Câmpeanu. Este o dorință care am împlinit-o domnului consilier Mișu Câmpeanu. Am discutat cu domnul viceprimar și astăzi am plantat 11 plopi. Așa cum spunea domnul Mișu, în fața muzeului, trebuie să ne aducem aminte de istorie, de înaintașii noștri și astăzi zic eu că de acolo de sus domnul consilier Câmpeanu ne mulțumește și este mulțumit de ceea ce am realizat. Deci am plantat 11 plopi în curtea Muzeului de Istorie. Plopii lui Eminescu fără sos la Târgu Neamț. Fără discuții, în fața Veronicăi Micle. Plopii fără soț, la umbra cărora Mihai Eminescu poposea în așteptarea iubitei, se află lateral de șoseaua Bucium din municipiul Iași. Totuși, în mentalul colectiv local a prins rădăcini ideea că plopii care l-au inspirat pe marele poet în compunerea binecunoscutei poezii erau cei din fața Muzeului de Etnografie și Istorie. Astăzi am văzut, i-am plantat cu domnul primar, cu consilierii noștri locali, cu oameni de la Eurosal. De aici mergem și facem completări într-o perdea forestieră înființată de anul trecut, la ieșirea din oraș, pe drumul județean 15B, spre Fălticeni. Conducerea primăriei Târgu Neamț își dorește să îndeplinească toate proiectele propuse de regretatul Mihai Gafton Câmpeanu, un mare iubitor de artă. Și de ce nu, poate în acest fel vor veni și alți poeți care se vor lăsa inspirați de frumusețea acestor locuri.